După o pauză de 10 ani, Clubul Sportiv Municipal Zalău are un nou vicecampion național la tenis. Eric Verde și-a obținut medalia de argint în proba de dublu la ediția din acest an a campionatului național de tenis, rezervat categoriei 14 ani. Rezultatul a fost înregistrat în proba de dublu, alături de Alexandru Giuria de la CSS Petroșani. Rezultat foarte bun obținut de zăloanul Eric Verdeș la campionatul național de tenis, desfășurat la Centrul Național de Tenis de la București. Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău a devenit vicecampion național la categoria 14 ani în proba de dublu, alături de Alexandru Giuria de la CSS Petroșani. Cei doi au trecut în primul tur în două seturi 6-4, 6-4 de cuplul format din George Cosma de la Asociația Clubul Sportiv București și Robert Guna de la CSM Craiova. Verde și Giuria au învins cu 6-3, 7-6 și cuplul din sferturile de finală, iar în semifinale s-au impus în 3 seturi, 3-6, 7-6, 10-6, în fața perechii alcătuite din Dragoș Cazacu din Constanța și Dan Duță de la CS Târgoviște. Adversarii din final au fost doi sportivi din Oradea, în fața cărora Verde și Giuria au pierdut cu 6-7 și 4-6. A fost un parcurs de excepție, pot să spun, având în vedere că am jucat cu cei mai buni tenismeni din țară, fiind vorba despre campionatul național. Sunt extrem de fericit că am ajuns în finală, diferența a fost de câteva mingi. Am muncit mult să ajung aici și nu vreau să mă opresc. Acum sunt și mai determinat să ajung la un nivel înalt. Urmează turneele din Tennis Europe, a precizat Eric Verdeș. Calificat pe tabloul principal în proba de simplu, zălăuanul a ajuns până în turul 2, unde a fost învins de Brian Cristi Balta de la CS Carpați Sinaia. Ultimul tenismen de la CSM Zalău care a obținut o medalie de argint la campionatul național a fost Kirali Iris, rezultatul fiind înregistrat în urmă cu 10 ani.